Cei peste 400 de refugiați din Ucraina internați la Institutul Oncologic din Chișinău vor beneficia în continuare de tratament. Guvernul Japoniei a oferit un loc de echipamente și medicamente care vor fi utilizate și pentru tratamentul pacienților moldoveni. Donația din partea guvernului Japoniei conține 2 fibrobronhoscoape, un videolaringoscop, 25 de pompe de infuzie, medicamente anticanceroase, anestezice și soluții pentru perfuzii. După 24 februarie, nu numai că am venit cu decizie de a oferi ajutor financiar, noi japonezii am început și acțiuni. Am și venit cu o decizie. Decizie de a oferi echipamente medicale cele mai avansate. Printre beneficiarii acestor asistențe se numără și Institutul Oncologic. Responsabilii de la Ministerul Sănătății afirmă că statul nu poate oferi asistență medicală deplină refugiaților pentru că presiunea asupra sistemului medical în această perioadă este mare. Republica Moldova la moment nu are posibilități maxime de a asigura toți refugiații ucraineni cu servicii medicale. Din acest considerent apelăm la suportul organizațiilor mondiale și a guvernelor statelor pentru a facilita cumva procesul și donația de astăzi este unul din aceste etape. Șeful Organizației Internaționale pentru Migrație, Lars Johan Lönnback, susține că ajutorul pentru pacienții din țara noastră, bolnavi incurabili, nu se va opri aici. Organizația Internațională pentru Migrație oferă asistență medicală și susține continuitatea îngrijirii celor mai vulnerabile persoane din cauza evenimentelor din Ucraina. Medicamentele și echipamentele donate vor asigura continuitatea tratamentului oncologic în Republica Moldova. Valoarea echipamentelor și medicamentelor donate este 230.000 de dolari.